pacing back and forth. Oh. Bună, fetelor, în acest episod o să facem o construcție migdală. Așa că în prima parte a videoului o să facem o demontare. În sensul că o să dăm materialul vechi jos și o să scurtăm unghia. Avem bază rubber, deci folosesc un bit conic cu vârf ascuțit de culoare mov. În caz că nu știți, culoarea mov este undeva la duritate între roșu și albastru. Avem duritatea galben extra fină, roșu care este fin, apoi vine movul și albastru care deja începe să fie dur. Vă recomand să vă luați și o culoare albastru în cazul în care deja aveți experiență și vă descurcați foarte bine. Iar în cazul în care nu aveți deloc experiență, atunci vă recomand roșu. Iar asta să știți că o să vă lungească puțin și timpul de lucru, pentru că materialul se dă mult mai greu jos. După ce am terminat de îndepărtat cu bitul, folosim și pila pentru a finisa materialul. Eu aici încă nu eram hotărâtă că urmează să fac construcție, încă mă gândeam să fac o întreținere cu schimbarea formei. De asta vreau să vă zic ca întotdeauna să scurtați prima dată unghia, apoi să îndepărtați materialul de deasupra. Dacă o să faceți așa cum am făcut eu, o să vedeți că după ce ați îndepărtat materialul și ați finisat cu pila unghia, în momentul în care o să scurtați, când o să vă uitați la unghie din vârf, o să vedeți că o să apară din nou grosime. Așa că o să trebuiască să piliți din nou materialul de pe deasupra. Dacă aveți mai mult de scurtat, este recomandat să folosim freza, pentru că este și mai rapid. Aveți grijă când scurtați să nu mai atingeți buricul degetului cu freza. Pentru a scurta unghia de tot la zero, folosim o pilă, bineînțeles și pentru a-i da formă. Acum puteți observa și grosimea din vârf, despre care vă vorbeam înainte, care a apărut odată cu scurtarea unghiei. Cu pila vom mai da jos din materialul care se vede și verificăm întotdeauna din vârf pentru a vedea cât material mai avem pe unghie. Următorul pas este să ne ocupăm de cuticulă. Vom folosi o flacără tornado de culoare roșie. Însă înainte de asta vom împinge cuticula cu pusherul.
toate capetele de freză pe care le folosesc în acest video și în cele trecute aproximativ sunt de pe site-ul www.nilux.com. În curând, în decursul următoarei săptămâni, din ce știu, o să apară pe site și instrumentele forfecuță și pusher. Cel mai probabil o să urmeze un unboxing în care o să vi le prezint. Folosim un al doilea capăt de freză, picătura, care ne este de mare folos și ne ajută să ridicăm cuticula foarte bine. La mine nu este neapărat cazul, însă sunt cuticule care chiar necesită folosirea mai multor capete de freză. De asemenea, capătul de freză sferă este perfect pentru șlefuirea faldurilor. Începem cu pregătirea unghiei naturale. Folosim soluțiile de pregătire Nail Prep și Primer. Acest pas este unul foarte important și nu este deloc recomandat să-l săriți. De acesta depinde mai mult rezistența unghiei. Primerul îl folosim întotdeauna în cantități mici. Îl folosim doar pe unghia naturală, fără să atingem faldurile. Apoi, după un minut, aplicăm un strat pensulat de bază transparentă. Iar după ce polimerizăm, ne putem apuca de montarea șablonului. Lipim prima dată aripioarele laterale din față, iar apoi ne măsurăm pentru a vedea cum trebuie să decupăm.
ne uităm la urechiușe și ne dăm seama că la prima diagonală, prima și un pic, acolo trebuie să decupăm. Probăm din nou pentru a vedea dacă este corect sau trebuie să mai modificăm ceva. Iar după ne fixăm șablonul prima dată din aripioarele de pe deget, apoi din aripioarele de sub deget. Încep să-mi construiesc extensia. Am grijă întotdeauna să ajung cu materialul în zona punctelor de stres. Și bineînțeles strâng șablonul în vârf. O să lăsăm așa numai în cazul în care vrem să facem pătrat. După ce am polimerizat, îndepărtăm șablonul. Aplic un strat pensulat de gel. Acesta este stratul de alunecare. Iar apoi, cu ajutorul unui gel autonivelant, vom începe să ne formăm apexul. Pun acea bulă de gel aproximativ la jumătatea unghiei. Încerc să o așez în zona cuticulei. Încercați să nu scoateți pensula din gel până nu este perfect așezat în zona cuticulei. Apoi ne-l așezăm și pe restul unghiei. Întoarcem și degetul pentru că este un gel autonivelant, cum v-am mai zis, și curge destul de mult. După ce am terminat de polimerizat, ne degresăm unghia cu cleaner pentru a putea începe să pilim. Primul pas este marginea liberă. Fiind migdală, ținem pila la 45 de grade și ne dăm forma unghiei. La pasul numărul 2 avem lateralele inferioare. Acestea trebuie să fie paralele cu axul central al degetului. Facem același lucru și în partea cealaltă.
Încercăm să ne finisăm puțin unghia, pentru că gelul fiind autonivelat nu avem foarte mult de pilit. Cel puțin în zona cuticulei nu voi pili deloc. Mă axez mai mult pe marginea liberă. Întotdeauna să vă verificați grosimea din vârf. Asta pentru a nu pili excesiv. Acum, dacă ne uităm din lateral, vedeți că ne-a rămas un colț după ce am plit în marginea liberă și laterala inferioară. Acum, pentru a face migdală, o să trebuiască să rotunjim acel colț. Facem același lucru și în partea cealaltă. În zona în care am pilit o să dăm cu bufferul, iar apoi o să dau un strat de bază transparentă. Asta pentru a aplica folia de transfer. După ce am polimerizat, fără să degresăm, bineînțeles, vom tăia o bucățică din folia de transfer și se va lipi foarte ușor pe unghie.
Peste această folie o să aplicăm finish-ul și aproape am terminat. După finish, bineînțeles, o să mai pilim foarte puțin vârful liber și vom aplica ulei de cuticule. Uleiul de cuticule, în cazul în care nu știați, se aplică după un minut după ce am polimerizat finish-ul. Asta pentru ca el să se mai răcească și nu cumva să se mătuiască.